potrivit. În emisiune la tine s-a făcut o promisiune cu ceva luni în urmă, cum că voi primi un inel. Așa. Și acea emisiune, și nu vreau să rămân cu reminiscențe. Vreau să știu că eu inelul n-a ajuns la mine. Păi nu, ideea este că oportunitatea nu mai e aceea și inelul poate să rămână. Ia, da, este acolo, e ceva, vreo căsătorie. Nu e niciun inel aici. Deci, dar poate în viitor, pe o altă foaie. Viitor. Vreau să vă spun că doamna Voica, doamna Nicoleta, cum vreți să-i spune? Nicoleta, sigur. Nicoleta, sigur. Și voi, cum voi. Așa. Este un element foarte puternic. Este ca un val de ăsta, un tsunami. Te ia și te bate așa de te omoară. Din nefericire, în parteneriat, nu prea o duce bine. De mic a fost caracterizat, adică s-a născut cu o stea ghinioanelor, care, datorită elementului ei foarte puternic, nu o face decât să aibă probleme în relații, să fie trădată de oameni care nu se așteaptă. Deci de oameni care absolut nu se așteaptă. Iar aceste, să spunem, probleme din punct de vedere al parteneriatului s-au datorat și perioadelor vieții care nu au fost foarte fericite pentru doamnelor ei. Doamnelor și domnilor, mi-e aproape frică să întreb ce se va întâmpla în viitor cu Nicoleta, dar luăm o scurtă pauză să prindem curaj. Și în fața unor, nu sentințe, dar lucruri importante din viață, Nicoleta Voicu în față cu Marian Golea. Deci, side by side. Pot să-l întreb ceva legat de... Tot ce-ți doresc, da. În sufletul meu, da? Așa. Tot. Părinții naturali îi voi cunoaște vreodată? Pentru că adeseori mi se pune întrebarea la ce ori ai fost născută. Și este iarăși una din întrebările dureroase, nu știu nimic. Din nefericire, asta era următoarea întrebare la ce v-ați născut. A, pentru că există un capitol care nu se poate intra în viața dumneavoastră. Ori neștiind... Da. În partea aceea, ce este foarte clar este că la naștere nu m-ar fi mirat să fiți un pic bolnăvioară în perioada aia de mică. Am fost. Deci chiar da? Da, am făcut pentru inimă moldamin. Deci mergea mama cu mine în braț la grădiniță, da? Și stăteam, făceam moldamin, cu inimioara. De mică m-am cu probleme. De aici încolo? Puteam să spunem că dânsa există șansa ca la 19-20 de ani, să zicem atunci, să se fi lovit de o dragoste chiar drăguță care s-a lipit de perete din nefericire. Aproape că mi-e frică să spună tot. Mai departe. Pentru că imediat cum a schimbat stâlpul după 21 de ani, era clar că s-a despărțit de persoana respectivă, n-a mai avut nimic. Da, am dat la facultate, am ajuns la facultatea din București pentru că eram îndrăgostită de un băiat. Bun așa. Și să ajung la București. Mergem mai departe. A trecut o perioadă foarte slăbuță, de la 30 la 40 de ani, o perioadă de sacrificii. Din nefericire, are o mare tendință de a acorda foarte mult ajutor persoanelor de lângă dânsa. Mm-hmm. Uneori, atenție mare, uneori, chiar dacă astea nu le vor dorința, de exemplu, dacă este cu cineva în casă și acel cineva zice mie sete, în 30 de secunde apa a apărut lângă pat. Nu mai trebuie să mai aștepte secunda 40. Și omul poate să zică uneori, băi, lasă-mă că mă sufocă de atâta dragoste, de atâta relație. În ultima perioadă nu mi se... Nu? Tot timpul auzeam Nicol. A, erați un vreau col. O lingură, Nicol. Da. Erați Nicol. Un col. Deci este vezi foarte atentă, dar poate să fie și sufocant, asta vrei să spui. Da, așa este tendința dânsei, adică nu da, ai ce sunt, să faci. Da, sunt, iubire sunt așa, da. Da. Este, cum să vă spun eu, că o să muncească toată viața, asta știe singură, nu trebuie să-i mai spunem noi. Dar acum intră pe o perioadă foarte drăguță, adică de pe la vreo 46 de ani. Deci... Da. Așa. În care va face bani, va face prosperitate. Dar perioada de la 41 la 46 de ani n-a venit cu lăutar, să zicem așa. N-a fost o perioadă bună. Da. Nu, a fost o perioadă în care se spune că dânsa putea să se sacrifice mai mult decât trebuie. Aha. Da? Și din cauza asta se numește... Avea o stea acolo, care, din nefericire, se numea steaua
neîmplinirii în dragoste. Și o mai are în continuare? Se pare că se duce. Este ca și cum se dizolvă. Acum, totul depinde de dânsa. Ce trebuie să facă? Ce trebuie să facă? Trebuie, în primul rând, știind că este o ființă foarte puternică în relații, să se mai calmeze un pic. Dar poate, pare destul de... Poate, orice om poate, adică orice. Adică se ambalează, așa, mi-e se ambalează și o să-i recomanzi paharul cu apă și liniștea. Asta e sfatul, deci principalul, primul punct al prescripției domnului doctor Golea este gargară. Iei apă, gargară multă, pentru că atunci când faci gargară, nu vorbești. Da. În secunda în care o să mi se ceară un pahar cu apă, mă împiedic de primul, să nu mai am 30 de secunde, să ajung într-un minut. Nu, e vorba de tine, nu e vorba de el, asta era. Păi de mine vorbeam, să mă împiedic eu cu are paharul. Are și o stea care, de fapt, acum se accentuează, se numește steaua nerecunoașterii. Deci poate să muncească ca un catâr. Așa. N-o să vină nimeni să-i ridice statuie. Aha. Da? E adevărat că intră pe o perioadă superbă, vă spun, absolut superbă, în care, pe lângă, la anul, are șansa să-și găsească partener. Aha. Deci la anul, ea tot anul va intra pe animalul de dragoste și pe făcut bani. Deci întâlnești un animal cu care face dragoste. Un animal cu care face bani. Am înțeles. Ok. Pentru că ai zis ceva animalul de dragoste. Zic, înseamnă că se întâlnește cu animalul cu care face dragoste. Da, este și animalul de dragoste. Este animalul de dragoste care o ajută. Se numește Peach Blossom și este, se spun, ea săracă nu s-a întâlnit până acum cu o dragoste de asta. A, deci până acum nu s-a întâlnit cu acea dragoste așa aia frumează. Cu furnici, cu... Păi și cu ce animal ar trebui să se întâlnească? Vreun cal, vreun șobolan, vreun bivol? Ei ar trebui un tigru, își găsește un tigru, o face varză. O face varză. Varză. Tigrul ăsta vă face varză. Ce an înseamnă tigru? Mai mare decât ea? Mai mare e ca ea cu 9 ani. Sau mai mic? Sau mai mic cu 3. 15, 27 de ani. Hai să nu ne ducem, hai să nu exagerăm acum. 15 mai sună cumva. Mai cu 27? Ai auzit, 15 mai sună. 15 mai sună cumva. Ai văzut cine se gândește la puiuți? Da, altceva vreau să te întreb și a rămas o întrebare neclară. Despre părinții ei nu poți să-i spui nimic. Ce se întâmplă? În ceartul de obicei tu vezi dacă părinții vor avea un accident, dacă vor avea o problemă. Dar numai în condițiile în care poți să determini cu exactitate tăria elementului. Lipsindu-ne o coloană, noi nu știm două elemente din 8. Asta înseamnă că nu putem să aducem acolo ce vrem noi, pentru că s-ar putea să fie altceva. De exemplu, în ceartul dânsei nu apare să facă bani, decât cu excepția acum vreo 5, în ultima perioadă, 7 ani, așa, a început să facă ceva bani. Până atunci a fost la munca în zadar. Există șansa ca în acești doi stâlpi de la naștere să aibă elementul foc. Și atunci, dacă are elementul foc, înseamnă că perioada bătrâneții va avea prosperitate. Aha. Deci noi nu avem de unde să știm din cauza acestor informații. Deci, Marian, mai avem un minut. Dă-i toate veștile bune sau rele de care mai are nevoie. Veștile bune sunt că are niște perspective extraordinare. Are resurse. Resursele reprezintă faptul că dânsa, dacă o iei mâine și o duci în Africa, o să supraviețuiască. Aha. E un supraviețuitor. Veștile proaste sunt care unele elemente care le prea propulsează și atunci ar trebui să se calmeze. Aha. Eu, dacă ar fi după mine, m-aș îmbrăca în locul dânsei în mai mult verde. 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 Schimbă deci, verde rău. Deci, în momentul în care dânsa va pune mâna pe verde, își va dezvolta creativitatea, ceea ce îi trebuie foarte mult în profesiunea dânsei. Adică, în momentul de față, e foarte greu pentru dânsa să compună, să-și facă iar. Când așa, dacă își aduce creativitatea, poate să fie mult, mult mai apreciată. Când merge la vreun lucru în care trebuie să facă bani, roșu. Verdele este culoarea mea preferată. E perfect. Deci chiar... Bun. Sănătate? N-apar probleme deosebite. Dânsa poate să se schimbe aici, am omis, pentru că are o voință de fier.
Deci dacă își pune ceva în cap, stați la o parte. Am înțeles. Deci, deci mai mare cu cât ți-ai zis? Tu, Cristi! Cu 9 ani? Poate mai mic să-mi dea seama. Sau 24 de ani. Și mai are un punct slab, dânsa ar trebui să fie admirat în permanență. Dacă e admirată, poți să o faci să facă ce vrei. Da. Dacă nu o admiri, ai pierdut-o, nu? Începe războiul. Asta da, e admirația aia sinceră și din suflet. E o bijuterie da, care trebuie admirată. Dar anul ăsta o să-și găsească marea dragoste? Nu, se sufocă anul ăsta. Anul viitor. Anul ăsta o să vă băgați niște lucruri, să faceți prea multe lucruri și... Nu e prea bine, stați anul ăsta e pentru tine, te relaxezi, te plimbi. Deci profesional, să știți că bine te-am o să... Bine că ați scăpat de luna asta. Ai scăpat ce bani? Bani, da. Hai, să cântăm, doamnelor și doamnelor.